Salutare la toți! Astăzi o să vă arăt partea a doua de firele mele pentru lucruri de vară. Mâine deja cred că o să fie un video care este cu firele care le-am cumpărat. Și iarăși o să vă arăt. Aici am 4 gemuri, se numește firul Lanosa Papillon. În 50 de grame avem 210 metri și avem 50% viscoză și 50% coton, adică bumbac. Am lucrat deja cu acest fir, mi-a plăcut, arată foarte frumos și desenul se vede foarte bine. Una că este slab răsucirea firului. Este slabă și el este din nici nu știu câte fire. Din 6 și se anină de croșetă. Dar dacă ești atent, adică e totul ok. Eu nu am tricotat cu acest fir, doar am croșetat. Îmi place mult, deja îl cumpăr, mai am așa un fel. 3 ori l-am cumpărat, probabil că. Și dacă îmi va cădea ceva culori frumoase, cred că o să mai cumpăr. Pentru că prețul este ok și firul este destul de ok. Așa, mai departe, aici am niște gemuri. Am lucrat cu această ață, este Yarnart Lily, 100% coton mercerizat. În gem avem 50 de grame și 225 de metri. Iată așa o culoare a lămâiei. Am făcut o fustiță, mi-a plăcut. Mi-a plăcut un lucru, iarăși desenul extraordinar de frumos. Dacă o să mi cadă, cred că o să mai cumpăr vreo două gemuri și am să fac o bluziță. Pentru că aici sunt două gemuri și încă două. Aici în acest gem sunt două, pentru că aici înăuntru este carton. Mai departe, iată am așa fire, mai este un gem în altă parte. A patru gemuri, Yarnart Lydia, am croșetat cu așa fir, iarăși mi-a plăcut. În gem avem 400 de metri, 100 de grame, 60% viscoză, 40% acril. Mie îmi place, asta mă dau să cățeră, îmi place când este ceva cu viscoză, firul este mult mai moale și este ușor de lucrat. Iată așa o culoare mentolă, mentolată, adică culoare mentolei. Aici nu este bumbac, vedem că este acril și viscoză, dar îmi place. Una că dacă nu este bumbac, ea oricum se întinde lucrarea, da? De-aia trebuie de făcut un mic model de călcat, de spălat și de văzut, adică cât el se lasă în jos. Pentru că viscoza întotdeauna ea se întinde puțin, ca și bambucul. Așa, o să văd ce o să fac la moment până ce nu am idei. Poate chiar și o rochiță. Iată, cred că pentru rochiță ar fi minunat. Croșeta. Mai departe, am iarăși un fir foarte frumos. Uitați-vă ce culoare extraordinară. Acest fir se numește Pihorca Ajurna, este fir rusesc. Eu deja am lucrat cu acest fir. Iată așa, el e în gemuri mici, a câte 50 de grame, pare mi se. Va fi ceva, un maiu. Tot mi-a plăcut. O să facem un maiu pe parcurs. Dar să-mi ajungă timp liber, da? Mai departe, iată, încă așa fire foarte subțiri. Producătorul nu-l cunosc. Aici, iată, nu am eticheta și am uitat cum se numește, cu este.
Este un fir foarte subțire, e mult timp, nu știam ce să fac din el. Dar știți, va fi o fustiță ceva. Nu este așa de mult aici. Fir are iarăși carton înăuntru. Și cât o să nu, cât o fustiță, cred că o să ajungă. Îmi place, dar este subțire și nu cred că o să-l mai cumpăr vreodată, doar dacă va fi la un preț mai mic, da? Deși n-aș spune că prețul este mare, dar dacă ar fi în jumătate, l-aș cumpăra. Așa, mai departe. Iată așa, încă culoare. La Nosa Papilon avem aici. În 50 de grame, 210 metri. Iarăși 50 viscoza și 50 bombac. Iată așa o culoare a caramele, cred că. 4 gemuri, 210 metri, 50 de grame. Înseamnă că într-o 100 de grame avem 420 de metri. Cred că tot vom mai iau ceva. Înăuntru nu este carton, un maiou, eu știu, trebuie să lucrez cu el să văd. Aici am ghifciarii, este ucrainesc fir, mi-a rămas. Îmi place acest fir, aici este 30% yin și 70% bumbac. Tot va fi ceva, un maiou, cred că. Iarăși un maiou. Vreau să fac multe maiouri, multe bluzițe, vom vedea, nu promit nimic, după putință, după timp liber și așa mai departe. Iată, mai văd așa unde, mai găsit, am 3-5 gemuri, iată așa, o să-mi ajungă într-adevăr pentru parochiță. Mai departe. Aici, firul meu preferat, Flavia. Iată, chiar un gem de altă culoare. Probabil că este doar un gem de așa culoare, va fi o fustiță. Bumbac, 100% mercerizat, 100 de grame, avem 433 de metri. Îmi place enorm. Flavia Romana Fir. Aș spune că acesta este cel mai iubit al meu fir. Una că mereu sunt foarte multe noduri în gemuri. Iată, chiar o să vedem cu acest fir, gem va fi sau nu. Pentru că toate gemurile, chiar astea care am lucrat, înăuntru aveau brac, noduri. Chiar când v-o dată o am să vă arăt. Dar necătând la asta, procuram. Acum nu știu dacă o să-l mai cumpăr, pentru că este foarte scump. Este în lei moldovenești, 90 de lei. Este scump. M-am uitat în, dacă este producător România, m-am uitat pe site-urile României și acolo, nu știu de ce, când traduc ronii în moldovenești, îmi pare încă și mai scump. Nu știu, poate știți voi magazinul unde sunt mai ieftini. Eu aș cumpăra, dar pentru că 90 de lei pentru un gem este mult. Cândva a fost 55 de lei și acum este 90. Cam bate la buzunar. Pentru că noi avem nevoie nu de un gem, dar de 5-6 chiar pentru care mai mare. Iată, aici am iarăși tot Flavia. Cred că va fi o bluziță ceva. Și pe asta. Aici să nu se prăfugească. Le ținem să culețe ca să nu se amestece unul cu altul firele. Mai departe. Iată, am aici diferite fire, dar ele se aseamănă după grosime. Asta este Romana fir, asta tot și asta. Acest fir jumbo, nu știu cum se numește. Îmi place. Dar iarăși este în lei, e așa 75 de lei. Tot este mult. Mai departe. Mai am un săculeț.
Iată așa gemuri. Câte am aici? 2, 4, 6. În video precedent nu am mai văzut de aceste gemuri, da? Așa că încă vă două bluzițe am să fac din ele. Iarăși se numește Pion, este fir rusesc, într-un ghem de 50 de grame avem 250 de metri, 70% este bumbac și 30% este viscoză. Am spus că îmi place când în bumbac este amestecat și viscoză și in. Firul este mai calitativ și îmi place mai mult să lucrez așa. Deci depinde de metraj. Metraj meu preferat este 410, 460, 500, maximum 550 în 100 de grame. Așa, mai am un fir foarte interesant, deși îmi pare că el deja nu se mai produce. Îmi place să lucrez cu așa fire. Se numește Alize Romantica. În ghem avem 40% bumbac, 34% acril și 26% poliamid. Și metrajul în 50 de grame, 250 de metri. Uitați-vă ce fir! Așa fir, eu sigur că nu l-aș lucra cu croșeta, doar cu andrelele. Și uitați-vă, mai subțire, mai grosuț. Cred că asta va fi un pulover subțirel. Iată, eu am încercat cu el să vă arăt cum arată în desen. Vreau să fac un șal și după aia m-am răzgândit și vreau să fie un pulover reglan. Așa, subțirel. Pentru că o să-mi ajung, este destul de mult metraj. Da. Va fi. Când o să-i vie rândul. Așa, aici mai am un pachet mare de la Nosa Papilon. Chiar vreau să văd câte gemuri am. Uitați-vă ce culoare frumoasă! Chiar vreau să vă spun numărul culorii, dacă vă găsiți și vă place să o cumpărați. Așa, unde te-ai ascuns? Nu este. Iarăși este 50% viscoză, 50% bumbac. În ghem avem 50 de grame, 210 metri și culoarea, iată, cred că papilonul, culoarea, cred că este 11. Uitați-vă ce, da, nu vă arată culoarea, cum arată ea. Este, vă arată ceva suriu, dar ea este o culoare mov. Se zice că dacă o pui pe alb, se schimbă culoarea. Este un mov ca liliacul. Știți? Asta e un liliac, așa, o culoare foarte plăcută. Vă arată. Nici în jumătate nu vă arată cum este. În adevăr. Așa, dacă pe alb. Nu vă arată. Din păcate. Așa. Să vedem câte gemuri am. Eu cred că asta va fi o rochiță. 1. Aici am 6, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 gemuri. Asta o să fie, cred că, o rochie. De vară. O să vedem. Că sunt multe gemuri. Aș vrea o rochie ceva, un desen, să nu fie greu și cred că o să fie dreaptă. Așa, mai jos de genunchi. Așa o văd eu, dar știți, când începi să lucrezi,
Atunci vezi ce te aranjează sau ce nu. Deci tu vezi modelul, este în cap un model, da? Dar când începi să lucrezi, se primește cu totul alt model și poate să nu se primească ceea ce îți dorești. De asta eu niciodată nu arăt ce vom croșeta, da? Eu deja arăt când sunt în proces sau când deja lucrarea e gata, pentru că să nu mă dezamăgesc și nici pe voi, da? Pentru că rezultatul, eu cred că ar fi altul. Iată. De asta, așa. Și ultimul gem este iar nart Rose Garden. Uitați-vă ce culoare frumoasă și iarăși aici vă arată un, aproape de negru, dar este un cafeniu ciocolată. Acest e cappuccino culoarea. Seamănă cu Flowers. Yarnart Flowers. Aici avem 100% de bumbac în 250 de grame, avem 100 de metri. Cu ce este diferența de Flowers? Este mai interesant. Vreți să ne uităm? Să văd un telefon. Chiar mi este interesant ce diferență, pentru că văd că firul se seamănă foarte mult. Acum și o secundă să scriu un telefon Yarnart Flowers. Flowers, văd că în traducere îmi spune. Așa, avem, în rusă scrie, 55% bumbac și 45% poliacril. Dar aici avem 100% bumbac, am înțeles. Este diferența de ceea ce avem acolo, este puțin mai mult de jumătate bumbac și 45% poliacril. În 100 de grame, stați să văd. În 250 de grame, 1000 de metri și acolo tot exact. Înseamnă că aici este mult bumbac. Este 100% bumbac, nu este cu acril. Îmi place, este moale. E moale. Ce vom face? Nu știu ce mi-ar ajunge dintr-un gem. Iată, aici arată pentru un pulover 500 de grame. Aici avem 250, mi-ar trebui două. Dar pentru un maiou, cu croșeta cred că ar trebui mai mult. Dar un maiou cu andrelele. Am să mă gândesc și o să facem ceva, da? Ceva cu andrelele. Un maiou așa ușcril de vară. Vom vedea. Așa, iată. Acesta a fost ultimul meu gem. Mâine, dacă am să cumpăr iarăși fire, am să vă le arăt. Mulțumesc mult că sunteți cu mine, că am scris comentarii, că vă place. Dacă îmi scrieți comentarii, eu știu că vă plac videourile mele și eu vreau iarăși să vă filmez mai departe, cât mai mult, după putință. Sper că nu o să mai despar. Chiar dacă voi dispărea o zi, două, am să mă strădui săptămână măcar două, maximum trei, cred că, de videouri. Minimum două, da? Pentru că nu le spun nici eu mereu de, nu știu, de timp, dar când este, iată, eu mă strădui să vă arăt. Uneori să fie videouri ce croșetez, ce tricotez, uneori o să fie lucrurile deja gata făcute, uneori va fi cu ce fire lucrez, uneori vor fi tutoriale, adică lecții, da, se va arăta anume la diferite modele la care lucrez, de exemplu, la moment. Eu lucrez întotdeauna la tutoriale care le am la comandă, de exemplu, sau la care am inspirație, da? De-aia nu vă spun dinainte ce vom face, o să vedem cu timpul, eu cred că vor fi diferite lucrări. Așa. Vă doresc o seară bună, vă iubesc enorm de mult, pa, pa!